Salut, raci! Voi face citirea pentru luna nouă din Leu, luna nouă care se perfectează pe 16 august la ora 12:37 în 23 de grade și 17 minute Leu. O lună nouă care înseamnă pentru voi resurse, bunuri materiale create prin munca voastră și, în primul rând, avem o lună totuși frustrantă cu relațiile voastre. Este vorba de Uranus din casa 11-a. Soarele este în conjuncție cu Luna, în conjuncție cu Venus, retrogradă, dar formează și acest aspect de frustrare cu Uranus. Uranus are aspecte și benefice, am zice, cu Mercur din Fecioară și cu Marte. Dar e vorba de lună, voi aveți planeta voastră protectoare, Luna. Haideți să vedem sfatul tarotului ermetic pentru această lună nouă, când puteți să începeți ceva. Și voi sunteți, da? Reginele de cupe, dacă sunteți femei, vă reprezintă pe voi, ascendent, zodie, lună plină în rac, sentimentale, sensibile, romantice, gata să faceți, am putea spune, o activitate, să începeți ceva, dar totul este legat de trecut. Voi vă gândiți la trecut, vă gândiți la arborele genealogic, la familie, sentimente, emoții. Emoțiile sunt foarte puternice în acest aspect de frustrare al planetei. Haideți să vedem. E vorba de o creativitate, de un nou de spade și de o prințesă de spade. Deci, am putea spune, voi ați vrea să aveți o creativitate, să faceți ceva, să fie o creație la început, care se dezvoltă, expandează, crește, dar totuși trebuie să o conduceți genial. Și s-ar părea că acest nouă de spade vă arată că aveți foarte mulți dușmani care vă pun blocaje, vă țin în loc, vă creează probleme. Este foarte dificil pentru voi să conduceți această creație a voastră și aveți și o prințesă de spade. Poate să reprezinte o femeie tânără cu ascendent zodie în Gemeni sau în Vărsător. Este o femeie care poate să vă aducă niște situații dificile prin vorbele pe care le duce de colo-colo sau printr-un înscris care nu este bazat pe ceva real, dar vă creează o problemă. Această prințesă de spade. Poate să vă aduc o inspecție, o verificare, un control pe creativitatea voastră. Să vedem. Să le las pe cele care au căzut și pot fi citite, adică să fie chiar fața în sus. Haideți să vedem. Aici este un răspuns din partea justiției, din partea unei instituții. Bun. Deci, iată, aveți aici o situație dificilă, am zice, legată de un lucru care este ascuns.
Poate să fie ascuns de niște persoane care s-au implicat în viața voastră. Fie că v-au dat sfaturi, fie că s-au dus vorba de colo-colo sau au făcut tot felul de înscrisuri. Sunt persoane care s-au implicat în viața voastră, dar au ținut acest lucru secret, fiindcă este un secret urât pe care îl veți afla și o să vă facă să vă schimbați părerea despre anumite persoane care v-au adus o cădere de energie, de vitalitate. O relație care, în loc să se perfecteze, este o relație care se destramă, o relație care nu merge mai departe. Și, bineînțeles, o pierdere. Fie că voi ați aștepta să primiți niște bani din partea familiei și nu primiți acești bani, fie că e vorba de un partaj, de o partajare a bunurilor, unde sunt lucruri ascunse, sunt persoane care se implică și aveți această cădere de vitalitate, de energie, care vă aduce, să zicem, o stare de nervozitate. Totul este blocat, închis. Chiar dacă voi ați avut răbdare, ați aștepta să se rezolve o situație, totuși un răspuns din partea justiției va aduce o înghețare a situației, un blocaj. Nu puteți să mergeți mai departe. Și această situație unde aveți o schimbare. Fiindcă această rună vă ajută până la urmă să rezolvați această situație dificilă printr-o schimbare, o schimbare care este opusă, va schimba total opus viața voastră, va intra ceva în viața voastră care vă schimbă total direcția și am putea spune că pregătiți-vă pentru o relație nouă, pentru o persoană care intră în viața voastră cu alte aspecte, alte intenții și va aduce această vitalitate reușită, o stare de bine și o rezolvare a acestor situații, dar în primul rând o schimbare benefică în viața voastră. Deci, dacă ne uităm aici, voi să întreprindeți ceva legat de resursele voastre, de bunurile materiale achiziționate de voi prin munca voastră, nu prea puteți face nimic, fiindcă aveți acest nou de spade și prințesa de spade, care clar vă blochează această inițiativă de creativitate, dar puteți să începeți această creativitate. Este o creativitate la început pe care trebuie să o organizați genial și atunci trebuie să vă folosiți de toate aceste aspecte, adică să aveți răbdare și foarte multă atenție. Să nu vă puneți scopurile la dispoziția celorlalți, adică să nu faceți cunoscută această creativitate, să o păstrați cumva secretă, să zicem, și să așteptați, fiindcă toată această situație arată că trebuie să așteptați, fiindcă este o rună clară, spune că nu puteți întreprinde voi nimic să ieșiți din situația asta. Trebuie să așteptați și veți avea această schimbare, va veni ea spre voi. Este o schimbare care ea vine și vă schimbă viața cu 180 de grade, deci veți avea altceva în viața voastră de ce a fost până acum. Cam ăsta este specificul și cu sfatul să aveți totuși grijă de sănătate, de vitalitate, să dați importanță mai multă sănătății, vitalității, decât să încercați să luptați cu aceste persoane.
Aceasta a fost citirea. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să ajutați să se dezvolte acest canal, vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!